Dar uite, mă bucur când văd că se supăra Roberniță, pentru că el nu știe, cândva mi-a produs și mie o supărare, bă, care am ținut-o în mine, dar mi-a fost nu știu cum să-i zic. Tot prin perioada aia, seara îmi luam prietenii din Sălăjean și plecam, mai bă, facem o miuță la ProRapid, pe la Da, la ăla micul, parcare în știi? dreapta, acolo, La unde micul sunt șerpi, da. unde șerpi Așa, acum. seara. Mergeam, ne urcam în mașini, mergeam acolo. Eu aveam cheile de la vestiar și m-am dus la vestiar să iau mingea cu care jucăm. Erau și echipamentele aranjate. Și zic, ia stai bă, toți bagabonți îmbrăcați cu ce vor ei, eu totuși sunt și eu la Rapid, nu? Chiar eram până să mă ușchească Rednic cu Zota. Și văd tricourile. Și iau tricoul cu numărul 13, mă reprezintă, sunt născut pe 13, consider cifra 13 norocoasă. Bine, și jucătorul de la Rapid cu 13 era 13 sculă, nu fiind că... Roberniță. Îmi iau tricou, mamă, erau alea capa mișto cu Da, da, dungi, da, da, știi? da, cu dungi. Începem noi, jucăm. Ce căuta la ora aia la un moment dat Roberniță la gard? Dar era noaptea, 9-10 noaptea, știi? Și iau vocea deodată. Bă, ce aia mea s-a întâmplat aici? Bă, ia uite, bă, ofițerul de presă cu tricoul jucătorului. Mamă, Da, asta, nu, cred că o inventeze. Nu, jur, Dar eu jur. nu mi-aduc aminte. Mi-era o jenă de bine. N-a durat mult, știi? Două, trei minute. Mi-era o jenă de aia mea. Zic, ia uite, bă, unde eram eu, Da. șmecherul din Sălăjean. Zic, uite, ce zicem? Ce vrei, domnule? I-am luat tricoul la om, știi? Așa că Șmecherul din acum mă Sărăjan. bucur că i-ai... Da. Da, nu, dar era competiția asta frumoasă între noi. Da. Știi că mi-aduc aminte, uite, mi-aduc aminte că ne strângeam în cameră, tu stăteai cu Jenci, marea Da, parte a da. timpului ai stat cu Jenci în cameră și maftei cu Schumacher, eu Da. stăteam cu Raț, Da. bă, ne strângeam într-o cameră, chiar dacă era dorința asta de a juca și a... Bă, vorbeam de meci, ți-aduce aminte că ne scotea Hizo la tablă să scriem... să scriem Echipa adversă, da. Da, ne scotea la tablă Hizo, ne dădea pixul aia, Carioca, ia scrie, mă, fundașul central. Păi, bă, păi cum vrei, mă, tu să joci? Și ne strângeam în câte o cameră. Ți-aduce aminte că luam pateuri și le băgam sub pat, Da, da, mergeam da, la da, film? da, ale de la... Da. Mergeam la Și era cu... cu tip, Da, tip top și nu mai știu intram ce. în cantonament pe, cu pateuri, că mi-a adus aminte. Joia, Cu joia, pateuri și da. cu Neliță Dumitru, nu, când am venit Da, în 96. Asta, na, n-am. La Irish Pub-ul de pe Titulescu, după aia mergeam la hotel la George Copos. Și vechea făceați denumire, era aprovizionare. Flora înainte, da. Și nu, se bea o bere două, se mâncau pateurile alea, mergeam la masă, dormeam și a doua zi la treabă. La treabă. Noi era intram uneala joia. Mai mare atunci între voi? Da. Decât acum? Pentru că acum e uneala între jucători. Era în familie, acum e vrăjeala asta cu familia, cu grup. Dar cu... acum socializează pe telefoane, da. Nu mai... Păi uite, întreabă-l pe Pancone, noi mergeam după meciuri când câștigam și închideam cât un bar. Da. Mergeam da. 40 da. De inși. Da. Închideam barul. Da. Ne duceam băieți. Gata. Dacă toți, că jucam, că nu jucam, că da, bă, eram... Era cultura, mă, era altfel, altceva. Nu era perioada la Gogoșaru, parcă. Nu, mergeam la Irish Pub la Unire. Și la Gogoșaru, și la mergeam la duminica. Unire, Titulescu, păi da, la Irish Pub, Titulescu. Mergeam duminica, aveam antrenament dimineața și vorbeam între noi, dădeam telefoane acasă, haideți, ne vedem acolo. Și ne strângeam 40, ziceai că-i botez. 40-50 de inși. Adevărat că asta v-a ajutat și pe teren? Adică păi, cum să nu faptul te că... Păi da, și acum dacă poți să faci treaba asta ca antrenor la o echipă, ești șmecher. Dar nu vin toți acum. Încerc să o faci și 4-5 să rătăcesc. E altfel. Ai încercat la Rapid, apropo, ai încercat cât ai fost antrenor la Rapid? Păi la Rapid o singură dată și mi-am permis să beau... Nu, de două ori mi-am permis să beau câte o bere cu ei. Odată le-am promis că la promovare, și a fost promovarea aia cu Slobozia, am bătut 3-0 și le-am spus că beau și eu cu ei bere și am băut, eram promovat și astea. Și am simțit momentul să beau o bere cu ei după jocul de la Snagov, 3-2, cel mai dubios. Da, a ieșit atunci și ai făcut un scandal după meciul ăla. Și după meciul ăla am fost cu ei la restaurant, am ieșit împreună. S-a simțit lucrul ăla. După aia am mai făcut un egal acasă și au fost 3-4 victorii cu UTA, cu Panduri, cu 4-0, 2-0, 5-1 la Mioveni. Deci a dat roade. Aha. Deci cred că se mai poate, nu la scara aia, cu toate că atunci un jucător... vreau să spun că nu rezistă, că noi aveam cultura. Da, 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 da. Și un jucător a căzut la propriul cap. Da, a fost un incident și m-a speriat și eu și nu mai. După aia am evitat. Am evitat. Pur și da, simplu că după aia poate eram... prea mult sau nu? Nu, a băut prea mult. Și a căzut la a căzut pur și simplu în cap, da. Da. Dum, dum. Poate neobișnuit cu... Neobișnuit, dar nu e. În ziua de azi nu mai găsești. Deci nu mai sunt de competiție? Nu mai sunt. Eu știi ce vreau să te întreb sunt, și tu? Nu mai sunt. Nu. Orice mi-ai spune, nu mai sunt. 2-3 maxim dacă găsești. Înainte găseai o jumate dintr-un lot. De 25-26, 13... Erau de competiție. Champions League.
Ce? Să... Că spuneai că bă, închideam. Păi ne da. Și cu Steliș și cu Dinamoviști și cu de la Național și de la Sport. Oriunde bă, mergeai în București după meciuri, eram împreună cu toții. Împreună și asta era cultura. Acum nu mai e. Nu mai merge. Nu mai e.